Salutare și bine ați venit pe canalul de YouTube Mr. Crypto. În ultima perioadă, una din cele mai întâlnite acțiuni în cripto au fost interacțiunea cu anumite proiecte, rețele, în faza de testnet sau mainnet, în vederea obținerii unui posibil airdrop. S-au câștigat sute, mii și chiar zeci de mii de dolari doar prin simpla interacțiune a utilizatorilor cu aceste platforme. Ultimul dintre ele a fost Arbitrum, dar pe lângă acesta mai urmează încă multe alte proiecte care pot avea un airdrop chiar mai mare decât cel de la Arbitrum. În videoclipul de astăzi vom discuta despre un proiect în spatele căruia stă o companie care a adunat numai puțin de 725 de milioane de dolari de la diversi investitori. Compania se numește Consensys, iar proiectul despre care vom discuta este Linea și care este posibil să aibă un token și să facă un airdrop. Vă aștept în comunitatea Mr. Crypto pe canalele de Telegram, Twitter, TikTok, Instagram și Facebook, găsiți linkurile în descriere. Tot în descriere veți găsi un link pentru NordVPN cu o reducere consistentă de peste 60%. Nu uitați de like și subscribe și de asemenea să activați și clopoțelul. Vă rog să rețineți că rolul acestui videoclip este unul strict educațional și nu reprezintă sub nicio formă un sfat financiar. Consensys este o companie privată de tehnologie blockchain fondată de Joseph Lubin cu sediul în New York City. Joseph Lubin este un antreprenor canadian-american. El a fondat și a cofondat mai multe companii, inclusiv Ether Swiss, cu sediul în Elveția, contribuind în mare măsură la Ethereum. Acesta a fost de asemenea unul dintre cofondatorii Ethereum. În februarie 2018, Forbes a estimat valoarea netă a lui Lubin în criptomonede ca fiind între 1 și 5 miliarde de dolari. Cu siguranță, în momentul de față, averea acestuia este mult mai mare. Consensys este implicată în multe proiecte și servicii diferite pentru utilizări și aplicații blockchain. Dintre cele mai cunoscute pentru marea majoritate dintre noi este MetaMask, o aplicație de wallet Ethereum care permite utilizatorilor să stocheze și să transfere criptomonede și tokeni, precum și să acceseze și să interacționeze cu aplicații descentralizate. MetaMask poate fi utilizat gratuit atât pe desktop ca extensie de browser, sau prin aplicația sa mobilă. O altă companie este Infura, care este un serviciu de infrastructură a nodului blockchain care permite aplicațiilor și dezvoltatorilor să obțină date și să transmită tranzacții către blockchain-ul Ethereum. Rețeaua Infura este utilizată ca backend pentru serviciile și aplicațiile Ethereum, inclusiv MetaMask și multe altele care nu sunt asociate cu Consensys. Un alt proiect este Gnosis Safe, transformat în Safe Global, o platformă pentru gestionarea în siguranță a activelor digitale pe Ethereum. Și o altă platformă despre care vom vorbi mai multe astăzi este Consensys ZK EVM, care actualmente s-a transformat în Linea. Linea este un tip 2 de mașină virtuală Ethereum sau un ZK EVM. Un ZK EVM reproduce mediul Ethereum ca un roll-up și permite dezvoltatorilor să construiască pe el așa cum ar face pe rețeaua principală Ethereum. Linea vă permite să implementați orice contract inteligent, să utilizați orice instrument și să dezvoltați ca și cum ați construi pe Ethereum. Pentru utilizatori, acest lucru permite experiența și garanțiile de securitate ale Ethereum, dar cu costuri de tranzacții mai mici. Înainte de a merge mai departe, nu uitați că este extrem de important să folosiți un VPN în momentul în care navigați pe net. În momentul în care vă conectați la tot felul de site-uri și platforme, și aici nu discutăm doar de cripto și de orice site în general. Dacă utilizați un VPN, sunteți mult mai protejați, identitatea și IP-ul vostru sunt ascunse și în acest fel nu cădeți pradă atacurilor de pe internet. Eu utilizez NordVPN fără probleme până în acest moment. Dacă nu aveți încă unul și doriți, găsiți în descriere un link de la NordVPN cu o reducere suplimentară, iar la 3 dolari pe lună, din punctul meu de vedere, este foarte ieftin raportat la cât de multe oferă. În același timp, pentru cei care nu au un ledger și vor să achiziționeze, până în data de 18 aprilie există o ofertă la aceștia cu un bonus de până la 30 de dolari în Bitcoin. La fel și pentru ledger găsiți un link în descrierea videoclipului. Legat de Consensys, proiectul a strâns 725 de milioane de dolari în investiții de la fonduri de nivel 1 și giganți precum Microsoft, SoftBank, Temasek și mulți alții. O să vedem printre ei și JP Morgan, UBS, Fenbushi Capital, Protocol Labs, Electric Capital, Spartan, DeFinance Capital, Dragonfly, Animoca Brands și multe, multe alte companii de investiții. Consensys a spus că dApps-urile implementate pe Linea vor fi ușor accesibile prin portofelul MetaMask. Linea oferă de asemenea integrări native cu infrastructura și instrumentele Consensys pentru dezvoltatori.
Ecosistemul Layer 2 al Ethereum devine din ce în ce mai competitiv, cu lansarea pe rețeaua principală a soluției ZK-EVM de către Matter Labs, cei din spatele ZK-Sync pe 24 martie și Polygon cu lansarea beta a ZK-EVM pe 27 martie. Linia se confruntă de asemenea cu concurența din partea noului L2 Base de la Coinbase și ZK-EVM viitor de la Scroll. Ecosistemul de scalare al Ethereum este dominat în prezent de soluțiile optimiste de acumulare de la Arbitrum și Optimist, cele mai mari două L2 după TVL. Arbitrum și Optimist reprezintă 66% respectiv 22% din L2 TVL conform L2Bit. Despre Consensus și Linea am putea discuta încă foarte multe, dar prefer să mă opresc aici cu informațiile despre aceștia și să ne concentrăm acum pe testnetul de la Linea, în speranța că în viitor toate aceste task-uri prin care voi trece eu în momentele următoare să conteze în cazul în care aceștia vor avea un token și se vor gândi să facă și un airdrop. Nu uitați că la mine pe canal, dacă mergeți la playlist-uri, la secțiunea airdrop, veți găsi mai multe proiecte care nu au încă lansat un token și care ar putea să ne aducă airdrop-uri impresionante dacă interacționăm din timp cu acestea. Vizitați această secțiune și nu uitați de like, subscribe și să activați și clopoțelul. De asemenea, vă invit să vă alăturați comunității Mr. Crypto pe Telegram și Twitter, deoarece postăm zilnic informații și oferim gratuit ajutor oricărei persoane care întâmpină probleme în utilizarea cripto sau are nevoie de orice informații din acest domeniu. Găsiți linkurile atât pentru Telegram cât și pentru Twitter în descrierea videoclipului. Dacă ați intrat pe airdrop, o să găsiți disponibile, cel puțin în momentul de față, câteva videoclipuri cu proiecte care încă nu au lansat un token. Nu știu când se va face snapshot-ul, nu știu când aceștia vor lua în calcul aceste task-uri, dar în momentul de față nu avem token la Shardeon, nu avem token la Starknet, nu avem token la MetaMask, nu avem token la Sui, la fel nu avem la ZK-Sync, nu avem la Layer 0 și la fel nu avem la Shell Protocol, plus cel pe care îl voi prezenta astăzi. Legat de airdrop, vă rog să rețineți că nu avem nicio garanție că prin utilizarea platformelor prezentate de mine vom obține 100% un airdrop. Nu știm și nu au fost comunicate condițiile necesare pentru un eventual airdrop, dar personal prefer să utilizez cât mai multe astfel de oportunități pentru a încerca să mă calific. De asemenea, unele platforme pot să nu mai fie de actualitate la momentul când vizionați acest videoclip sau să fie modificate anumite condiții. Intrați la noi în comunitate, întrebați și cu siguranță atât eu sau colegii mei, admin, moderator sau membrii comunității vă vor răspunde la întrebări. Revenind la Linea. Testnetul privat al Linea a fost lansat în ianuarie și a procesat 1,5 milioane de tranzacții în primele săptămâni de la lansare, potrivit proiectului. Testnetul public a fost lansat în 28 martie, deci nu cu multă vreme în urmă, și astăzi ne vom uita ce implică acest testnet. Ok. Haideți să vedem ce avem de făcut pentru a încerca să ne calificăm la un viitor posibil airdrop, dacă acesta va avea loc. Ca de fiecare dată, voi lăsa în descriere toate linkurile pentru platformele pe care le voi utiliza în acest videoclip, pentru a nu fi necesar să le căutați pe Google și să vă conectați cumva la platforme scam. Primul pas este să adăugăm rețeaua Linea în MetaMask. Intrați pe chainlist.org, pentru care vă voi lăsa linkul în descriere, și aici în partea de sus, la search, tastați Linea și bifați și căsuța de includere testnet. Dacă aici sus scriem Linea, o să vedem că o să ne apară rețeaua pe care trebuie să o adăugăm în MetaMask. Apăsați acest buton de adăugare în MetaMask, confirmați MetaMask și rețeaua o să fie adăugată. Pasul 2 este să luăm Ethereum de pe rețeaua Girly. Eu folosesc zilnic Alchemy și în acest fel fac claim zilnic pentru a avea permanent o rezervă sau în cazul în care am nevoie, eu îmi las permanent deschis această pagină și încerc să fac claim în fiecare zi la Ethereum pe rețeaua Girly. În cazul în care nu aveți răbdare și având în vedere că primim doar 0,05 Girly, există și varianta să cumpărăm Ethereum rețeaua Girly. Acesta este destul de ieftin dacă mă întrebați pe mine și dacă mergem pe testnetbridge.com și introducem 0,01 eteri, care în momentul de față ar însemna undeva la 18 dolari, vedem că obținem 77 de eteri în rețeaua Girly. Acești 77 de eteri ar trebui să ne ajungă mult și bine pentru utilizarea a multor platforme. Ok,
După ce ne-am asigurat că am luat Ethereum, ori în Alchemy, unde luăm gratuit, sau dacă dorim să luăm contracost pe testnetbridge.com, următorul pas este să mergem pe Hop Exchange, respectiv pe girly.hop.exchange. Aici trebuie să ne conectăm cu MetaMask și să mergem să trimitem Ethereum din rețeaua Girly în rețeaua Linea. Tastați suma pe care vreți să o trimiteți, apăsați butonul de approve, confirmați în MetaMask, după care apăsați butonul de send și la fel confirmați în MetaMask. Bridge-ul pe Linea se mai poate face și pe bridge.girly.linea.build. După ce am transferat Ethereum-ul din rețeaua Girly în rețeaua Linea, mergem pe Uniswap, respectiv pe swap.girly.linea.build. Aici trebuie să schimbăm Ethereum pe care l-am dus în Linea în CRUSD. La fel, treceți cantitatea pe care vreți să o trimiteți și o să primiți o anumită cantitate de CRUSD. Un lucru extrem de important de menționat este că pentru a putea face acest swap a fost nevoie să modific slippage-ul la 50. Nu ar trebui să vă afecteze foarte tare pentru că indiferent de taxele sau fee-urile care se aplică sunt în rețeaua de testnet. Deși din ce rețin cred că nu au luat un fee atât de mare. După ce ați modificat slippage-ul la 50, apăsați butonul de swap. Eu am stat puțin până când am reușit să schimb, arăta un price impact prea mare și nu reușeam. Până la urmă a funcționat, a mers. După ce am terminat cu Uniswap, mergem pe girly.hop.exchange și adăugăm lichiditate. Cum facem asta? Mergem la secțiunea Convert, aici selectăm rețeaua Linea. După ce am selectat rețeaua Linea, ne apare Click here to wrap or unwrap Ethereum. Treceți o cantitate, apăsați butonul de aprobare, confirmați în MetaMask, după care apăsați butonul Convert și confirmați la fel în MetaMask. Un alt lucru pe care îl putem face este să ne folosim de MetaMask pentru a transfera active între diferite conturi din rețeaua Linea. Faceți câteva transferuri către adrese diferite. Adică dacă aveți mai multe conturi de MetaMask sau aveți mai multe adrese pe aceeași rețea, trimiteți Ether sau Wrapped Ether de pe o adresă pe cealaltă pentru a avea câteva tranzacții. Un penultim lucru pe care îl putem face este să mintăm un NFT de pe airdrop.ghostchain.io. Ne conectăm aici cu rețeaua Linea, o găsim în partea de jos a paginii și apăsăm butonul de Claim Free GF NFT Now. Și ultimul lucru pe care îl putem face este tot pe această platformă să adăugăm colateral. Mergem de exemplu pe unul din aceste NFT-uri, apăsăm butonul de Add Collateral, trecem cantitatea de Ethereum pe care dorim să o adăugăm ca și colateral. Apăsăm acest buton, confirmăm MetaMask și cam asta este tot ce avem de făcut. Momentan nu am văzut alte task-uri pe care am putea să le facem, altele care ar fi disponibile. Este important să urmăriți canalele sociale ale acestora pentru a vedea dacă postează noi informații sau cel mai simplu este să intrați în comunitatea noastră de pe Telegram și Twitter unde postăm constant informații noi. Găsiți linkurile atât pentru comunitatea Mr. Crypto de pe Telegram, cât și pentru Twitter în descrierea videoclipului. Nu uitați să activați clopoțelul pe YouTube pentru a fi anunțați imediat ce postez un videoclip nou, deoarece pe parcurs o să încerc să revin cu update-uri pentru aceste platforme care în viitor s-ar putea să ofere un airdrop. Cam atât pentru videoclipul de astăzi. Nu uitați de like și subscribe și de asemenea să activați și clopoțelul. Vă aștept în comunitatea Mr. Crypto pe canalele de Telegram, Twitter, TikTok, Instagram și Facebook, găsiți linkurile în descriere. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept cu drag la videoclipul următor.